Un bărbat de 46 de ani din Bărcănești și-a găsit sfârșitul într-un canal de colectare din comună. Vecinii i-au găsit trupul neînsuflețit alături de o sticlă cu bere. Locuia cu unul dintre frați și lucra ca văcar. Obișnuia să mai bea și localnicii cred că tot consumul de alcool ar fi cauza decesului. În plus, suferea și de o boală de plămâni, ca și mama sa, aflată în comă într-o unitate medicală. Ne-am făcut griji toată. Nu l-ați căutat? Maica mea e în spital din comă. Cine nu vreau să afle. Dar știați că s-a dus să-și ia bere? Sau? Nu, nimeni nu știa. Nimic. Era băiat cum se cade, era omul nostru aici la vacă. Să fi băut și... Da. Nu știm, cred că da, el mai avea. Dar nu era om scandalagiu sau... Era un domn. Păcat de el. Din cauza băuturii. Sau ceva ce se mai crede. Mai bea așa? Da, bea. Să se fi împiedicat, să... El cred că n-a mai nimerit drumul și unul să o ia pe aici, cred că a nimerit pe acolo și a căzut în gârla acolo. Muncitor, nu era scandalagiu, nu. Nu, era cu minte, era... Dar ce credeți că se fi întâmplat acum? Pe uși o zbăuți, că mai bea. Vecinii cred că bărbatul a căzut în șanț, nu s-a mai putut ridica și a murit de frig peste noapte. Cu mâinile pe piept. Atât. Credeți că a înghețat? A încercat să se... Nu era apă înghețată. El era, n-avea cum să salveze, că apa e mică, el stătea cu fața în sus și cu mâinile pe piept. Zicea că e așezat de cineva. El s-a zbătut să poată să iasă și n-a ajuns acolo. Pe cum dacă ajunge cu fața în sus și era... Da, să vedea urme. Așa nu. Se vede acolo un pas. Pe asta probabil că când l-a ridicat. Da, dacă l-a ridicat din apă. Era și... Dar așa îl știți pe băiat? Da, domnule, a pus băcar la noi în sat. E fratele lui, băiatul ăsta. Mai bea așa? Bea, dar nu bea ca să nu știe de el. Cred că a scăpat bilonul ăla de bere jos acolo, s-a fi dus după el și a căzut în apă. Decesul bărbatului este investigat de oamenii legii. În această dimineață a fost primit un apel telefonic prin intermediul serviciului unic apeluri de urgență 112. O femeie seziza faptul că un bărbat se află căzut pe marginea drumului în localitatea Bărcănești. În baza acestei sezizări s-a constituit o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului și a constatat că aspectele sezizate se confirmă. Mai mult decât atât, a sosit și un echipaj al ambulanței care a constatat că, din păcate, bărbatul era decedat. Toată familia răposatului trăia din pensia de 500 de lei a mamei acestuia și din banii pe care îi obținea el muncind cu ziua, așa încât rudele nu știu de unde vor face rost de cele necesare pentru înmormântare.